Vlad e un personaj plin de surprize, ceea ce m-a determinat să vin așa cu mai multe tipuri de sugestii în ceea ce privește modul cum vede el lucrurile. Și a fost așa ca un tablou schițat, peste care mi-a fost permis să adaug eu culori și alte tipuri de forme. E un personaj foarte colorat și nu știu, mi-am permis să mă duc un pic în trecut, să forez după anumite tipuri de comportament sau moduri în care priveam lumea și, nu știu, viața în genere într-un anumit punct, într-o anumită etapă a vieții. Probabil când eram mai copil, așa că am adus la suprafață un Răzvan ludic și copilăros, care era acolo dintotdeauna, dar arare ori știi mai e accesat pentru producții de genul. Așa că am simțit că am avut oarecum mână liberă să mă duc mai mult pe zona asta și cred că urmează ceva destul de inedit. Sper să se amuze la fel de tare cum, sau cel puțin la fel de tare cum ne-am amuzat noi filmând la, sau repetând la secvențe. Mi se pare că dacă ar fi fost posibilă ideea de a filma non-stop ce se întâmplă și în culise și la repetiții și pe platou, poate între duble, dacă rămâneau toate glumele și tot ce am făcut noi între și aveau sens în serial, cred că porneam la drum deja cu 3 sezoane. Așa că, na, am încercat să comprimăm tot ce s-a întâmplat pe lângă în serial și sper ca telespectatorii noștri să se bucure, să se amuze și să le placă realmente ceea ce am încercat noi să facem aici. Pentru camera 609 aș zice să ia ceva de ciugulit lângă, dar mie să nu se nece când o să audă toate poantele sau să vadă toate situațiile astea comice care apar în serial. Ai poftă de ceva natural, fenomenal, încearcă să vizionezi noul nostru serial. Ce ingrediente are serialul? Are mai mult cimbru decât alte producții TV și avem și sare, avem și piper, dar rămâne să vedeți neastră despre ce e vorba exact.